Verifică și tu chiar acum mega ofertele de pe Neba, unde găsești jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Ai toate linkurile în descriere. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft Survival 1.19.2 pe server, prietenii mei. Ne aflăm pe play.cravania.ro, unde vă aștept pe toți. Aveți toate detaliile acolo jos în descriere, pentru că avem nevoie de niște vecini cu bani, preferabil să ne mai împrumute și nouă câteva chestii. Bine, sunt alături de Valentina, prieten. Valentina, care... Văd că ai făcut treabă. Așa. Văd că ai făcut treabă. Stai așa, îți dau speed-ul, da, să mă abuzăm. Am făcut eu. Deci, păi aia ziceam că ai făcut absent treabă. Deci băieți, vedeți că am ales pe cine trebuie la muncă aici. Uite, băieții deja au început să-și facă case aici lângă noi. M-aș... Frumos, frumos. Uite, aia Rahne. Aici e tot casa lui, nu. Dan Mine. Uite că au venit aici lângă casa noastră, băieți. Deci avem deja doi vecini. În partea asta nu știu dacă avem. Ia uite, și acolo avem niște vecini, vrea să-și facă cineva ceva. Cool, mișto. Uite, protecția lui Negrul. Uite care este online acum pe server. Salut, vecine. Ce faci, vecine? Vecine. Salut, vecine. Stai așa că nu m-a observat. Salut, vecine. Ce faci, vecine? S-a apucat și el aici. Aolor, stai că nu avem voie să intrăm la ei acolo. Eram la vecinul aici, la copaci, uite că ai venit și tu. Băi, nu uitați că dacă aveți un grad de VIP Silver Gold sau Diamond de la VIP Gold și în sus, aveți acces și la Fly pe Survival și pe Skyblock, care vă ajută foarte, foarte mult. Protecția lui Barbarul. Bă, dar și-au pus bărbații protecție, ce păi faceți treabă, mă. Că o să-i șteargă. A, dar știi ce s-a întâmplat, nu? Ne-au înconjurat băieții cu protecții. Protecția lui Andrei Inferno. Ia, uite și-au făcut. Da, nu-i problemă, se scot, auzi. Hai că... Ia vezi aici, vină la mine. Dami 163. Deci avem vecini noi, brotherilor. Ia uitați, și el tot aici în copaci. Vezi asta din copaci de aici, fermă de hai cactus. Hai ce bătaie de joc. Ia, uite, frumos. Bă, e bine, lasă că avem și noi vecini corecți. Da, nu-mi place. Mă, dar pretențioasă este Valentina. Foarte urât. Pretențioasă. Pe ce copii? Că eu am dat ideea, e bine că avem vecini. Zi, mersi că avem vecini. Problema e că a ieșit de pe protecția lui Zandri. Problema e că, uite, aici e protecția lui Barbaru. Deci deja ne-au cam acaparat zona, băieți, nu știu cum să vă zic. O, bun, hai să dăm pâsânghet, hai să mai luăm o protecție aici. Să vedem dacă pot să o pun. Am pus-o... Bun, clic să unești. Protecția au fost unite. Perfect, ia să vedem până unde merge, pâsăviu. Se generează margine. Uite, până... Asta e protecția noastră, pusă info. Da. Owner, zis Andrei Barbaru. Ce am făcut, femeie? Nu-i bine. Păi uite, asta de-ai pus aici era pe... Asta ai pus-o aici acum? Și că owner, zis Andrei Barbaru, mi-a dat el acces la protecție, mă? Cred că mi-a dat el acces la protecție, pusă info. Gen, uite, owner, zis Andrei Barbaru. Sau dacă scot asta, o să mai apar ca owner. S-ar putea să am operator, băi, asta e așa, să-mi dau de lucru. Trebuie să am operator ca să mai... Fac diverse update-uri pe server și probabil de-aia. Stai să vedem acum. Bun. Am luat cubul de protecție și hai să vedem acum. PS info. Dar uite tot apare. Zăză Andrei Barbaru. Deci nu cred că are treabă, sincer. Eu cred că Barbare, pe protecția aia poți construi și tu. Cine ai bani? Ne-ai dat-o nouă? Scrii și tu în comentarii. Dar uite și aici apare Zăză Andrei Barbaru. Bă, am făcut ceva. PS kick Barbarul. PS remove Barbarul. Poți să remove owner Barbarul. Barbarul a fost scos de pe protecție. Avea asta protecție aici lângă noi și nu mai are acum deloc. Cred că asta e protecția lui Barbare, trebuie să ne dai protecția. Vezi ce face un OP în plus. Mă rog, îi dăm protecția înapoi lui Barbarul, protecția asta. Te pupam, Barbare, nu-i problemă. Bă, astăzi o să facem și primele noastre dungeon-uri. Aș vrea să facem două dungeon-uri. A primit Valentina. Păi n-ai primit tu cadouri aici, deci a primit ea, vedeți. Netherite helmet, iteme din dungeon, boys. Iteme din dungeon, știi ce zic? Eu zic că e momentul să facem ai dungeon. Ai level? Nu, n-am level. De ce? Îmi pare rău, dar armura asta se confiscă. Tu stai cu fier, dragă, eu cu netherite, ca bărbații. Mamă, netherite-ul ăsta, am și glow-ul ăsta de la VIP. Vezi că asta era a mea, da? Ce era, ta armura? Primit, tu. Te pup, respect, bun. Și trebuie să-mi fac o armură. Avem diamante sau ceva? Blocul de protecție, dar nu ne ajută, ia să vedem și pe backpack, n-am nimic. Nu, n-ai diamant. N-avem diamante, așa sărași suntem, ia să vedem. Shop, și hai să vedem diamantele, cât sunt minereuri, diamante. Hai să-l iau niște diamante de aici, dăm click stânga. Avem și... Avem o diamante, dar nu vreau să le dau. Două? Lasă că am cumpărat, am dat 6 lei, boys. Mai am 8 lei.
Oricum ați văzut că se fac repede banii. Mama, ce puși ploaia, mamă. Ne plouă în casă că n-am pus tavan. De ce ne plouă în casă? Nu știu că e tocmai e mai ușor să intru. Hai că îți fac și ție sabie de diamond. Ia de aici sabie de diamond ca să nu fii sărăcie totală. E bine? Nu. Bun. Aur avem? Avem. Avem și număr. O să-mi fac eu un golden apple dacă nu te superi. Pe care, bineînțeles că tot eu îl văd. Da, ai minat tu aurul ăla cumva? Da, vezi că vezi că minat aur, dragă. Nu ca tine. Atunci mâncarea aia mea. Bine, am și eu mâncare, nu problemă. Ai dungeon kennels, cheie de acces? La dungeon kennels? Mai multe. Stai să mă duc și la Gigel să văd ce mai îmi dă. Ia, du-te la Gigelito, poate, poate ne arată și nouă niște. Bă, dar chiar și eu trebuie să mă duc la Gigel. Stai așa, să dau și ție OP. Să nu fie probleme în dungeon sau ceva. Ia să dăm spawn. Ia să așteptăm 5 secunde. Bun. Deci am așa. 13 dungeon canal. Un dungeon crystal și 4 dungeon fortress. Ia zic ce-mi dă mie Gigel. Mi-a dat dungeon kennels și mie. Hai că folosim dungeon kennels-ul meu. Hai aici să facem grupul. O să dau eu invite. Hai, bam, click dreapta. Mă re-invite Valentina GH. Te-am invitat. Dai slash mă re, spațiu accept, spațiu Zandri șeful. Și hai să facem noi primul dungeon, cel mai ușor dungeon, boys, dar unde avem o șansă de iteme mișto. Dungeonul Fortress a fel o șansă de iteme și mai mișto. Și dungeonul Cristal, n-avem cum să-l facem niciodată în viața asta. Probabil peste 10 ani de serie pe survival. Ești gata? Îi dăm un restart. Am început, îmi pare rău. Te-ai dus. Vezi să nu mori. Avem 3 deturi de echipă, nu muri. Orice-i face... Ai, mă. Ce s-a întâmplat? Păi dai niște, dai în spate, da? Trebuie să mergem direct la regemiu. Mamă, mâncați-o și... Aaa, dar nu prea îmi dau... Bă, dar câți vin aici, mă? Uite că văd regele, văd regele prin perete. Îmi dă prin perete ăsta. Nu, e wither, e efectul ăla de wither. Hai încoace după mine. Hai să mănânc și niște. Hai să nu mai dăm în ăștia. Mamă, dar pe unde? Vino, 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 vino! Stai puțin. Eu m-am dus, nu știu e tine. Am picat în apă. Trebuie să vii la mine. N-am cum să te ajut să nu mori. Cum ies din apă? Băi, bă. Aaa, să nu mori. Că mor eu. Bun, am ajuns la intrare. Pe unde e lotul? Vino, o să ajunge aici la mine cumva. Acolo este și tu și o să ajunge aici la mine. Și gândiți-vă că eu am iteme destul de bune și tot. Dacă nu îți faci niște golden haplea. Bă, cum ai ajuns acolo că nu mai pot? Te învârți și vii în jur, nu? Stai că vreau să mă pun cu regele la scandal. Hai să vedem. Deci regele ăsta dă o grămadă de damage, guys. Și n-are knockback. Trebuie să avem mare grijă de el. În dungeonul... Mamă! În dungeonul ăsta pot intra până la 4 persoane. Dă-i în el, hai că are agro pe mine. Dă-i în el, dă-i. Dă-i scheleți, dă-i scheleți acum. Și îl bat eu pe rege. Dar știi că nu trebuie să spamezi în versiunea asta, da? Da. Stai că am mai băgat un golden haplea, mamă. Și trebuie să terminăm în maxim 5 minute. Deci trebuie să-l omorăm repede. Ai bătut scheleții? Da. Dă-i în el că poate pierdem dungeonul, că trece timpul. Mamă! Dai tu un schelet? Da. Îl avem aici pe scravet. Mamă, am o impresie că o să mor, boss. Dă-i în el, dă-i în el, că-mi dă efectul ăla de wither și nu pot să-mi fac viața cum trebuie. Și-mi dă damage în continuu. Și gândiți-vă că repet eu acum, mamă. Mor. Mănâncă, fugi. L-am bătut, mă, bine. Hai că te ajut eu acum. Gândiți-vă că eu am armură de netherite. Primită cadou. Dacă începeți de la 0, trebuie să aveți minim un diamond coin ceva. Deci am primit 2 coin mania plus. Ia să vedem, ai tebe ceva? Ai tebe ceva? Nu mi-a dat nimic. Ai primit vreun item ceva? Vezi în inventar. Unlucky, bă. O cască. Ai primit cască de diamond? Wow, eu n-am primit nimic. Boys, e o șansă de iteme. Nu înseamnă că spic itemele 100%. E o șansă. Ca să fie totul mai greu, practic, nu? Nu cred că avem șanse la Dungeon Fortress, nu? Nu. Hai să mai dăm...
Unde te-ai dus? Unde ai fugit? Acasă. Te-ai dus acasă. Bine, hai acasă. Că tu ai item în inventar, păi eu n-am, că sărac. Normal. Bă, de lor, multiple raid, nu pot să mă duc acasă. Deci sunt două regiuni cu același nume și nu pot să dau PS mărci. Mamă, trebuie să dau acum PS mărci. Unde m-am dus, nu? M-am dus acasă cuiva. TPA, dă-mi acces la teleportare. TPA accept. Știu și eu. 5 secunde, teleportarea, broadelor, repet, vă aștept pe serverplay.cravmania.ro. Haideți să fiți și voi vecinii noștri, o să dau PS mărci. Nu există protecții intersectate pentru a le uni. Nu e nicio problemă, le găsim, noi găsim noi acum protecțiile intersectate. PS mărci. Nu există protecții intersectate. Nu ești pe nicio protecție. Bă, ci că am ieșit de pe protecția lui Zandrei. Cred că e o problemă cu... Bagă la minat acolo. Peste mărci. Nu există protecții intersectate. Protecția lui Zandrei. Bun, deci aici am ieșit de pe protecția lui Zandrei. Auzi, bă, am ieșit de pe protecția lui Zandrei. Ești nebun. Bun. Îmi place că evoluează și casa vecinului. Ok, hai să vedem ce avem de făcut. Deci Valentina a făcut aici și o fermă sus. A trebuit să facem niște animale, nu? Da, chiar te rog. Niște animale ar trebui sau ce mai bine trebuie că uite oile. Bun, cum se făcea? Deci VIP-ul are acces și la recipe și avem așa. Recipe lead. Deci avem nevoie de un slime ball și 4 stringuri. Avem 4 stringuri prin cufere? Nu cred. Nu avem stringuri? Caută, dar nu cred. De la Payangan? Nu văd eu bine. Uite, Aaron Nugget. Eu n-am omorât. Nu prea avem, hai să vedem. Nu prea am foarte mulți bani, mai am 2,80 lei. Mâncaia v-aș gura asta, 2,80 lei. Pe ce fac am eu? Am bani, că i-am mulțit la păcănele. Ah, bun, frumos. La cazinul ăla. Păi cumpăr, nu, cumpăr eu string. Le cumpăr eu pe ambele, și slime ball și string. Hai, am cumpărat slime ball. Dăm shop, mergem aici, cumpărăm și string. Gata. Ok, ne mai uităm o dată să vedem cum se face, deci bun. Avem și workbench, la fel comandă pentru VIP, care vă aștept foarte, foarte mult. Ia vedeți, și îmi dă 2. Dar asta că putem face 4. Și le punem aici, să le avem în cufăr. Hai să vedem dacă putem aduce animale. Trebuie să facem o metodă, să găsim o metodă de a le aduce. Și cred că o să le aducem, uite, chiar aici. În copacul ăsta, părerea mea, brother. Mamă, vezi că a venit noaptea, a ieșit o zi de aia ploioasă, jigoasă. Ne atacă bărbați. Uite, pe aici o să vreau să urcăm animalele. Am topor la mine, n-am. Hai să spargem asta cu mâna, ce să facem acum. Deci pe aici vreau să le urc, boys, ok? Speră să ajungă cum trebuie. Aia e chestia, că trebuie să ajungă bine. Dar ar fi mișto, mă, să avem animale în pomi. Gen să fie tot un pom și cu animale și cu tot. Dar știi că putem lua spawn egg-uri care costă foarte mult, ce-i drept. Ia vedem și dar de ce nu vreți să te chinui? Nu e vorba că nu vreau, dar avem, uite aici la... De fapt nu avem spawn egg-uri aici, stai așa că suntem pe n-avem bani, că... N-avem spawn egg-uri aici pe surel. Avem Phantom Membre, ne-am băgat, da, pe Skyblock sunt spawn egg-uri. Ok, ia vedem. Cine și-a pus, mă, protecție aici, să nu mai pot eu să spargă în mină? Te-a făcut? Protecția lui Zuzu Andrei scrie. Am întrebat dacă zbor. Ia că vin după mine, dar să nu moară, vaci. Protecția mea? Da. PS allow Valentina GH. PS add Valentina GH. Ia vezi. Nu. Mă, stai așa că e puțin tăl, că am jale. Ia, vină la mine. Stai că vin la tine, dar sunt cu animalele astea aici. Stai un pic, că dai și un schelet termini. Aaa, dar uite mă că e lejer să le aduci așa, mă, boys, că nu dispar, uite, le aduc, bam, direct aici, sus, uite aici, direct. Deci am să nu își iau un falling damage de la... Ma! A ieșit de pe protector lui Zuzu Andrei. Și-au luat falling damage, hai că vin la tine, răbdare. S-a panicat, gata, nu mai poate, a turbat. Încercam și eu să adun niște animale aici, dar nu se poate, domnule, nu se poate, că... Ce dorești? A, vino sus. Ce dorești? Poți să spargi? Unde? Pe oriunde, pe aici. Da, poți să sparg, bineînțeles. Bă, dar eu nu pot să sparg, uite. Nu poți să spargi? Mare păcat. Poți să spargi acum, da? Doamne, mulțam.
Dăm un slash back corect, stai că se face mina aici. Și că nu te mișca și mă mișcă Valentina pe mine. Bun, bun, bun. Ok, dubla a doua cu adusul animalelor pe ăsta, dar acum știm că le putem lua direct. Deci uite cât de mult ajută Flyer, ești nebun. Mai ales dacă putem să luăm din infernă și trebuie să căutăm niște animals. Întrebarea e, bă, dacă iau animalele cu lici și după mă teleportez, ori vine la mine? Nu cred. Mamă, cât bambus aici, dar nu mai avem acces la tot bambusul ăsta, că și-au luat bărbații protecții. Ia, ia, vedeți câte protecții sunt acolo. Uite, hop, hop, hop. Ia, uite, ferme au început să ia naștere acolo. Păi și animale avem și noi, uite și aici, asta e altă bază, sau protecția lui Andrei 7011. Deci cred că, cred că furăm de la vecinul niște animale, ce zici? Băieți? Bun. Furăm de la vecin? Are vecinul animale? Alo, vecine? Ne împrumuți și pe noi cu niște animale? N-are mă, tată, mă, nu văd niciun animal. Dar uite ce cărmi mișto ce-a făcut aici. Bun, mergem în expediție, brotherilor. Mergem în expediție că n-avem ce face. Hopa, furăm de la vecin, boys. Mamă, deci acum văd câte baze sunt. Uite și Vlad Hazard aici, care deja și-a făcut o grămadă de chestiuțe. Deci toți sunt lângă noi, noi suntem în partea aia. Aici l-avem pe X-Crushed, care își face o căsuță simplă. Aici mai avem gen, mi se pare că Darkza este în zona asta. Deci uitați-vă câți vecini avem. Ia vedeți, nu? Vedeți câți vecini avem în cavaș. Aici e Gabor Oriental. Gabor Oriental. Oale. Uite și aici e Darkza. The fuck. Ok, ok. Bun. Hai să furăm de la vecini. Vecine îmi pare rău, dar dacă îți lași animalele așa, se mai fură niște animale, știi cum zic? Se fură animale. Valentina, tu ce faci? Eu cauz diamond. Cauz diamonds. Bun, frumos. Ia să vedem. Merge treaba sau? Ce-ai făcut? Mi-a picat lavă direct în cap. Ce știu? Nu, nu pot să fur animale, că sunt pe protecția altuia, doar... De ce e mă atât de bine făcut serverul ăsta și nu se pot... Nici nu cred că poți da în ele, ia. Nu pot da în ele, uite. De ce e mă atât de bine făcut serverul ăsta? Nu putem nici măcar să omorăm animalele altora. La naiba. Ia vedeți mă aici, Netherite Sword, uite ce caterincă. Ia uite, apare shop-ul. Frumos, ceva mai spus chestia, shop fizic și poți dai și să shops și apare aici, gen. Și uite, aici are oak leaves, cumpărare, 64 de oak leaves pentru, cât cere, 30 de lei? De unde 30 de lei, frate, că sunt sărac, lipit, ești din pun. De unde 30 de lei? Bă, e bine că vă, protecția lui Copateli, bă, cum vecine avem? E bine că vă mai arăt și eu diverse chestii aici pe server. Protecția lui Alexandra, SS 112, mamă, deci chiar au venit foarte mulți aici lângă noi. Vă mai arătăm și noi niște chestii, că de muncă eu cam pauză, Valentina ce mai bag acolo la treabă, dar eu, după cum puteți vedea, mă plimb, vă arăt să vă fac să intrați aici. Că n-a știți cum e, patronul nu muncește, muncesc. O, acum am văzut că ai văzut și un stâlp de susținere aici pentru podul ăsta. Păi da, normal că arăta naș. Bă, a venit negru aici la noi acasă. Ce faci, brodere? Te pup și te respect. Vrei să mai facem un dungeon rapid sau îl fac eu? Fac eu un te văd aici din mine, văd un punct roz deasupra mea. Păi eu sunt. A, nu, dacă ți-am zis că te văd aici din mine. Ai zis că vezi un punct roz. N-ai zis că mă vezi pe mine. Te văd aici din mine, văd un punct roz. Nu știu ce vorbești tu acolo, dar o să vezi pe filmare că vorbești în cur. Și nu te mai enerva și nu mai urla că... Nu e bine. Da-și din gură. Nu e bine că unii patru. Bun, o să dăm mi trade cu un dungeon kennels. E un ender chest la spawn. Nu știu cum să-ți spun. Păi, n-am cum să-ți accesezi ender chest-ul. Păi, și eu ce să fac? Dar noi știm Minecraft. Știm Minecraft. Păi, dă-i să-i spun, nu? Lasă că fac un... Dar nu pot dungeon fortress, nu pot. Tot kennels vrei? Da, bine, hai că fac dungeon fortress. Vrei să faci singur? Nu, mă duc la Dungeon Fortress. Lasă-mă că vorbesc cu băieții. Cine vine la un Dungeon Fortress cu mine? Uite că vorbim cu bărbații. Băi, deci noi filmăm la 2 dimineața. E 2 dimineața, boys. Hai să vedem cine vine la un Dungeon Fortress. Eu? Deci Ziz? Doar Ziz vine? Bine. Mai era și... Dar nu știu dacă o să ne descurcăm așa. O să fie puțin cam greu, dar ce să facem? Bun, deci pe ăsta l-aveam în Ender Chest, da? Bun, dăm spawn. Stai un pic. Lăsăm toate itemele aici, doamne ăștia. Sper că te descurci, că eu sunt prafau.
Dăm spawn și haide să vedem și un Dungeon Fortress, broadelor. O să fie hororean, nu? Trebuie să ia zi, Zagro, pe șeful Pulix. Așa se numește bossul aici. Sunt full armură de rege. Oh, frumos. Hai la Ilie. Bun, hai să mergem și noi la Ilie, băieți. Domnul Ilie este chiar aici, bineînțeles. Și avem dungeonul mediu. Informații, timp maxim 5 minute, obiectiv omoară-l pe Pulix, deaths maxim 0, primii 4 coins plus șansă, item, echip, inventory, false. Bun, am luat cheia de acces și acum l-așteptăm pe stimabilul Ziz. A venit regele aici, băieți, e gata, gata, rege. Bun, cred că e gata, domnul rege Ziz. Să iei tu, Agro, să nu mor. N-am nicio poțiune. Suntem spartani, îi batem așa. Am o sabie de diamond, frăincean, băiatul meu e full. Bun. Mără, invite Ziz. I-am dat invite lui Ziz în dungeon. Are și el egg glow pentru că domnul Ziz are VIP gold. Like. Și mulțumim de susținere, brother. Am dat confirmă. Ce bateți? Dungeon Fortress. Vrei să vii? Hai, vedem. Hai, fast. Fast. Că îi dăm start. Uite ce frumos, bă, și la 2 dimineața ești nebun, mai facem niște combinații cu băieții, ne mai ajută la un dungeon, când doi cam greu era. Bun, ok, mergem la Ilie, mără, invite, sensation. Vrei să ieși tu în dungeon sau stai laminat? Nu te-ai auzit, să știi. Am spus că minez. Să vezi cum te auzi pe filmare, că e de. Mără, start, boys, și am început dungeonul. Let's go. Dungeon Fortress, vezi să faci mereu să nu mori. Mereu să nu murim, ești nebun. Oh, shit. N-am mere. Băgați-vă, că eu n-am mere. Sunt pardaf. Bă, dar mi se pare mie sau e doar senzei și unde-i tovarășul meu? Bă, unde-i Ziz? Bă, nu l-am... Invitația către Ziz a expirat. Bă, n-a acceptat invitația, Ziz, coi. Mamă, și o să mor? Cred că moare și fratele Sensation. Mamă, și ăsta e bossul Pulix de aici. This is the boss. Mamă, păi o să mor, mâncavă și... Am pus unele strâng, bă, dar fratele Ziz unde? Mamă, am fugit de aici, o să mă omoare. Mamă, mâncavă. Eu mor, șerifule. Mai stau puțin în spate. N-am mere, mâncați-și. Dar bate, Sensation, mă, că el e full, ești nebun. Mamă, dar dă foarte mult de mine și fulgerul ăla. Trebuie să nu fiu lângă el, că dă fulgere în continuu. Și dă și cu raza aia de... Și e bine că nu e agro pe mine. Mamă! Mamă! A spawnat cu mamă! Mamă, și ăștia mă rup. Cred că am murit. Ăștia dau și poison. Doamne, să-l bată, că... Nu mai pot, dacă mă ating aia, îmi pare rău să zici că te-am lăsat singur acolo, mâncați-o din gura ta. Bă, dar nu l-am chemat pe Ziz, eu am... Deci, invitația către Ziz a expirat, eu am crezut că a acceptat invitația, dar nu era cu noi în party, gen. Dar i-am dat invite, că scrie acolo că am dat invite, știi? Îmi pare rău, Ziz. Mamă, și uitați-vă câtă viață are. Și la fel aveți timp limită să-l bateți. Gata, mă, l-a bătut. Nici n-am murit. Așa, aici, dacă moare o dată, gata, s-a terminat. Dacă moare un membru, s-a terminat dungeon-ul, ești nebun? Hai să vedem dacă am primit ceva. Hai să vedem dacă s-a primit ceva. Oh, trident și netherite boots. Iubita, am să-ți dau ceva. Netherite boots, știi ce zic? Bă, Ziz, bă, am zis că ai acceptat invitația. Mâncați-și. Și că scuze, ne-ai ars. Era să mor de 10 ori. Am fugit tot
toată lupta. Deci chiar am fugit toată lupta aici, băi. Vezi că am să dau un trident și niște netherite boots. Dar ți-i dau pe ăștia un pic mai stricați, ok? Tare. Mamă, deci v-ai auzit cum se aude, frate? Incredibil. E ceva de la... Alo? Acum te auzi bine, dar ai urlat acum. Acum țip, da. Păi nu mai urla, vorbește mai nici încet, nici păi tare. Dacă vorbești mediu. Normal, nu mă auzi, îmi spui că nu mă auzi. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, o să-i dau Valentinei buții ăștia. O să-i dau pe ăștia full, trebuie să-i dăm, uite, îi punem aici în cufere și tridentul să se folosească de trident. Ne facem noi o armură mai ok, trebuie să ne apucăm să mai băgăm niște enchanturi, vă aștept pe server să fiți vecinii noștri, să furăm de la voi pentru că așa se practică. Play.cravania.ro, eu am fost Adri, v-am pupat și ne revedem data viitoare. Bye bye, pa!